Păi, dar nu vin burețul la mine. Dacă e cat, unde știu că să fac, mă duc și-i cat. Dacă știu că am găsit altă dată, trebuie să ieși de data asta. Dacă nu, înseamnă că acolo n-am șecătat, acolo nu sunt alt bureț. Am toată lumea să plăge că nu-ți burez, nu-ți burez, că n-au fost ploi. Dar uite că sunt. O dau din zi, s-a făcut. Na, după ei. Nu vin bureți la mine acasă sau la altul sau la trei cătați. O căciulă de bureți în câțiva metri pătrați. Bunătate de pământul ăsta. De la Dumnezeu, lăsată de noi păcătoși. Nu merim în direcția ta spre vârful colunului. Mai bine merim așa, coborâm aici în părău, trecem de cealaltă parte și ieșim pe aici la deal, pe Costu, pe la Iosu, pe la Iacob, pe la Alexandru și ieșim la vârful Bâții. De la Bâtcă mai merim o bucată și ieșim încolo la vârful colunului, de acolo se vede fain, se vede în Măgură până încolo în centru, în partea din jos a satului, în gară în Măgură, se vede tot roată, piune, cât să vede cu ochii. Da. Foarte fain. Da, acolo te uite casa aceea care e acolo. Acolo a fost casa în câmp făcută de bunicul, de tata, Dumnezeu să iată. Așa? Și amul, după vremurile de amul, a modificat-o, a răcumnat-o, a făcut-o mai modernă. Mai... Da, na, oricum, dacă vine aici, stă cu animale, cât a fost cu vacile aici, a venit sara, a mus, au avut unii durnii, au avut unii așa, unii să hodini. Dimineața, omul, seară, vașile s-au dus în vale cu laptele, l-au dus la lăptărie, că așa e cum e pe la noi. Dar au avut unii. Și bine că a fost făcută și o mai modernizată omul. Față de cum a fost înainte, o modernizată mult. Dar, nu toată lumea face. Alții au mai avut, le-au lăsat de s-a dărâmat, s-au sărupat, le-au dus în vale de foc, îi vai de capul lor. Da? Da, care cum crede. Înainte nu era drum pe aici, prin 80-81, nu mai țin minte exact în ce an, o dat tata 3.000 de lei și un jițel, așa de pe două luni, la buldozărit, a făcut drumul pe aici să putem umbla cu ștraiful liniștit, că înainte nu puteai, trebuia să ții 2-3, era cu carul, cu boi, cum era atunci, nu puteai încărca, nu știu, mereai cu 2-3 clăi de snop, cu 2-3 căpciți de fânt, păi nu poți să încărca și poți să umbla cum vrei. No, uite, Dumnezeu să iarte, să-i odinească și să-i dai zinătate la buldozărit, că încă mai trăiește și îndodează, îl cunosc foarte bine. Uite, niște ușurințe care... Uite, a fost un caz care a povestit cineva că a zis că odată au vândut la Maieru, au vândut un munte întreg ca să își bage copilul la școală, să ajungă ofițer în armată. Și uite, în ziua de astăzi, că sunt care... Poate că și dacă nu dau, dar ajung dacă au cap, dacă învață. Păi dacă nu învață, voie bună, ce să facem? Cam, sunt și care învață și de obicei, cam ăștia de la sate învață. Ăștia de la oraș nu prea, că să vezi că-i tata așa, că-i mama nu știu cum, care nu știu ce afacere, nu învață. Dar ăștia de la sate, ăștia sărași, se duc și... Bine eu zis, cântă una Mirela Petrean, că zic că la țară florestă-s pomnii, de la țară vin și domnii. Să știți că avem oameni capabili și oameni mari și oameni cu funcții mari prin diferite orașe și în diferite țări care sunt de la sate. Aici ai într-un capăt de la casa, acolo. Era grajd de ține vașile, uite că se cunoște și cum a fost cu noi aici, aștept. Aici a fost, uite, pomi de aceea corcoduș, pomi de tata, Dumnezeu să le iarte. A fost mai mult, a fost mai uscat.
Noi acolo unde sufile și ele, acolo a fost un fag. Și l-o taie tata așa, cam până pe la jumătate, l-o taie din săcure, nu, că atunci nu era cu mamă, cu drujbe, cu așa, cu ce răstău n-au avut cu sine. Și l-o lăsat așa, nu știu, cred că a vrut să-l termine altă dată, să-l daie jos, că era bun de foc. S-a venit o ploaie, eram aici, stăteam cu vașile, cu oile, că aveam și vași și oi, și eram eu și cu surorile mele. Ne-am băgat în casă, să, până trece ploaia. Și stând noi așa, era vânt, au fost niște trăzi, niște o vreme grea de Doamne ferește. Au zis, drrrr, poc, ce mă, ce să știe, n-am știu că ce. Am crezut că s-a sărbat casa pe noi, ce, nu. No. Asta până s-a liniștit ploaia. Când am ieșit din casă, era picat fagul jos, era cu vârul ajuns până acolo pe unii jurea, dar cam de aproape, așa. Vai, măi, cum picat fagul, no, eu știu că o tăie tata, dar nu mi-am dat seama că cer. Păi era plin de jâr, așa era încărcat de jâr. Și hai mă să mâncăm jâr. Păi cum mă, cum e jâr? Dar e bun de mâncat. Dar zice, doar nu am pot și mâncă jâr. Taci mă că zic, și noi oamenii putem mânca. Hai să vedeți cât e de bun că eu am mai mâncat. Mi-a dat tata și am mâncat. În 1970. A fost pădurea aici de la vale, a fost peste 100 de copaci. Groș așa cât rota de jeep, poate și mai groș. Braz, faj, moliz. S-a pornit de aici și a mers în vale tot și așa i-a amestecat tot cu pământul de nu mai rămas nimica până în Marnea Părăului. Și acolo s-a oprit toată treaba, poate și datorită lemnilor și niște bolovani, că nici cu un taf nu poți urni din loc câte bolovani așa. Poate are în jur de cam 2 și ceva pe 3 diametru, așa, mari din cale afară. Acolo sunt rămași, mai sunt unii care se văd, alții care nu se văd. Nu, așa pe tăi zic domnește că din cauza de vijurilor se întâmplă anul necări de teren. Nu, aici dacă a fost puterea lui Dumnezeu, nu a fost niciun fel de defrișare. Uite că e o luat. Când e puterea lui Dumnezeu, nu putem noi zice că defrișările sunt de jine. Măgura neagră, pădurea, tot cât e aici pădure, din câte știu eu, vreo 200 și ceva de hectare. Toată măgura neagră, care îi zice pe Răușucului până aici, după aceea îi zice izvorul mare, până mai zice la apa Rășii. Păi la apa Rășii de acolo e făcut bazină, e captată apa și adusă în comună. Omul de toamnă, uite, un gospodar. O arat, la primăvară numai agrapă și pune cartofi. Sau naști, cum ne zicem noi pe aici. Și e ușurință mare, se lucră pământul mai ușor. După ce e așa, iarna numai bine, rădăcinile bureni care sunt pe aici, care se fac degere și nu se mai fac în anul următor. Până se fac cartofi înainte. Și e un lucru foarte bun. Nu cu tractorul, unde? Cu tractorul și face aici, că era tot tractorul, dacă are cu tractorul aici. Aici numai cu calul se poate. Și încă se mai poate face și se face, dar trebuie să se vreie. Că dacă nu se vrea, nu se poate face nimic. Dacă ai bunăvoință, omul face și cu calul, și cu manual, și cu sapa, și cu ce poate, dar face. Nu. Uite, foarte fain. Fain din partea lui. Chiar l-am văzut când au venit aici, eu arat. Uite, gard de sârmă din pată, de frangă, dezmembrată. Înainte erau luat de răsloși, am văzut de moderniza lumea. Vezi că am supărat oierii, că le-i sacat oile prin sârma din pată, dar pe unde ce să le fac? Gardă-i gard? Uite, zâge făcut din ceatră, așa ceatră de ceatră, fără beton, fără niciun fel de adeziv și uite că ține așa, merea, uite aici, ghincetori, uite, făcut din ghincetori, nu, no. Astea din vremurile mai din coașă, crepa cu trupă, nu știu, dar să făcea înainte și să se oplea cu bardă, să făcea, le unde, e o treabă de asta, e un lucru sigur, da. Alău e un fel de, cum să zici, vasul de unde beau animalele apă. Aia e cel mai sfânt. Uite, făcut din lemn, înainte se făcea așa, avea o testă și săpa cu ea în lemn și îi făcea gaura sau unde s-a adunat apă. Am o să mai modernizat lumea, face cât urba, dar nu oricine poate, că dacă nu o să le cât de cât
specialist care lucră cu drujba nu-l poate face. Trebuie să aibă grijă cât taie, cât așa să nu spargă, să nu treacă la în partea cealaltă. Și îi și ecologic, și sănătos, că am mai văzut pe la unii fac din roată de ta, cât din de astea. Dar ăsta e cel mai bun. E sfânt, să zică și nici vrea. Și unul de ăsta, dacă e făcut cât de cât bine, cam în jur de 15-20 de ani, hotărât. Contează mult să cam și tot timpul apă în el. Dacă se termină apa, începe să crepe la capăt și de acolo e moartea. De acolo putrezește, de acolo se gata. Uite, doamne, uite, vezi lemn care, asta, cel puțin, cred că are 500 de ani. Clădirea asta, de când e făcută, uite, doamne, rezistă încă. Dacă a fost cât de cât bine îndrețumată, acoperită, am acoperit și mai așa, dar uite că nu-i putredă. Rezistă. Și uite ce vorbeam mai devreme despre ușor. Cum îți făcut, uite, săpat în el, cu Tesla. Deci manual nu făcut, nu bătut cureasă, nu cu nimic în astea. Geamurile la fel erau făcute așa cum au dat Dumnezeu, cum să pricepe omul, nu le face tare mari, că să nu fie frig. El când stă aici, cu un pic de foc, nu știu ce, de aici, aici își câștiga existența. Primăvara, toamna, sta cu animalele, asta era. N-avea pretenții de atâtea modernități ca am. Și poate o ajunge 80-90, poate și pe lângă 100 de ani, fără ca să aibă atâtea mofturi de la viață. Na, uite aici, uite, sunt într-o casă care are peste 100 de ani. Uite, doamne, uite aici, pământ frumos, aici e șura, că așa se zice, casă cu șură o altă. Aici e camera unde sunt de gospodare. Acolo e grajdiu. Na, uite aici în casă, aici avem. E pe pământ frumos, era bine, sănătos. Nu, că am o vaie de mine, nici pe de-aia nu mai bun, nici parchet, nu, parchet numai de acela melaminat, de acela care când calci pe el, îți îngeață cișoarele. Uite așa, așa au trăit moșul și strămoșul, așa au trăit bine, și au fost sănătoși, poate mai sănătoși ca noi. Uite aici, iară, vară și cuptiori, când făcea foc aici, anită, își făcea mâncare, una alta se făcea și ce s-a cazat acolo, de acolo punea și așternea, uite ce frumos, așternea și dormea acolo liniștit. N-avea treabă, nu îngeța de frig, nu era plin de reumatism ca amu. Nu, așa erau vremurile, așa au fost. Amu, dacă spui la ăștia tineri, zice, dar unii în ce filme ai văzut? Nu, îți doamne, care sunt fapte reale, care au fost și care s-au petrecut, să mai pot face și amu. Dar nu să mai, amu, gata, să nu. Uite, doamne, uite, cui de lemn, uite, bătut în grindă, își lua unul și a cățat aici cu ufa, a cățat clopul și a cățat hainele și așa mai departe. Uite așa, dacă și cornii și asta, și dacă se bătutesc cu cuie de lemn, pentru că nu se găsa, atunci pe acelea vremuri când s-au construit, nu se găsa cuie de astea de metal. Nu se găsa. Și cu de acelea face. Și a făcut. Nu. Din lemn de esență tare, de esență de, cam de frasă, nu acela era. Cel mai tare, lemn, uite aici cuiere, aici, iară, aici ține blide și avea, care moale, crastale, nu. Aici nu trebuie pat, o țin acolo pe cuptor, mai pus niște scânturi, aici nu știu ce, să odinie mai bine ca pe canapele de astea, cu atâta de moderne, de nu știu cum, și cu câte reclame mai fac acum la televizor. Uite, doamne, așa. Da, uite, doamne, aici ai clopotorul pe care îl punea coleașa sau mămăliga, cum se mai spune. No, așa pune coleașa pe el. Da, coleașa o făcea, doamne, vârtoasă, nu cam mamă, când o face așa, tot dă peste farfurie, pune farfurie, că nici, o face moale. De... Așa s-o făcea atunci, era mâncare sănătoasă și mâncare bună și hrănitoare. Își lua omul, mânca ce mânca, o lua, pune într-o sop, acolo și-o punea și se ducea cu el pe câmp și mânca și acolo o bucată. Uite, doamne, și acolo scară, uite, scară făcută gospodărești. Uite, cu știi, cu de-aia, steamu, te duci, îți iei pe o scară, nu știu câte sute de lei. Uite, doamne, scară,
Cred că e făcută de data cu casa. Și uite că ține. Ce pot să-l cap el, liniștit. Așa se făcea. Așa era vremurile. Nu. Aici avem o glonă pe unde băga până la animale. Aici acum o să văd, uite, uite, aici așa o bucată de sârmă. Așa, aici era radio. Ia să lea frumos, pe aici băga până la animale, tot frumos. Aici de înapoi, aici era. Și aveau moișe, vași, cai, boi, mă rog. Oricum o poți detăce aici, că a fost un gospodar și o să nu detăce. Nu, da? A fost. Uite, dintr-o singură scândură, o glonă și destul de lat, are cam în jur de 35 cm lățime și dintr-o singură scândură. De dovadă că fost copași faini pe acelea vremuri când s-a făcut scândura asta. Amu, nu prea mai găsesc așa ceva. Uitați aici, uite de vedere, este atât de frumos, aici e fost tranșai, aici moșul și strămoșul noștri s-au luptat săracii să se apere pământul și țara și neamul aici românesc. Dumnezeu știe, poate de noi mai ceva, o să pe aici pisul noi, uite aici, tranșai, aici, uite că nu s-a mai vindicat niciodată, nu numai așa au rămas câte totdeauna. Aici sunt urme, că și pe aici au luptat oamenii săracii din râs puteri, da. Asta e locul unde am crescut de copil mic. Vedem aici cu tata, cu voi, și aram câte 5-6 zile. O singură holbă era și puneam o băs, că nu mai o băs să face. E locul așa cam slab. Și săptămâna așa cât lucram aici, aici duneam la casa asta de la Vale, la Badea Nicolai, în Gan, Dumnezeu să-l ierte, pe-i moșul. Și aici stăm și aram de dimineața până seara, cu boii aram, cu boii grepam. Doamne, bunătatea pământului ce sunt aici. Uite, eram odată la lucru, lucram la ăștia, la construcții căi ferate, cum am lucrat eu de vremuri. Și am găsit de ăștia și, bă, când am văzut și el la scolă, ce mă, ce zburești nebun, ce ești prost. N-am avut pe ce să-i fric. Am spălat bine lopata și am pus pe lopata și am presat la sarepe și i-am frit și am mâncat și eu și am mâncat și maițul și n-am pățit nimica. Și am zis, bă, nu-i nimica, lasă, dacă nu mâncați voi. Uite, ăsta e, amul se formează, aici, e mai crud, mai proaspăt, uite și uai, frumos, uite, foarte, foarte, uite și aici, uite și aici, uite și ăsta, lasă, fain. Uite, domnule, cât e bunătăți ne-a dat Dumnezeu pe pământul ăsta și să avem ce mânca. Și noi suntem păcătoși și câte unii îl înjură pe Dumnezeu și lucră în sărbători ca nemernici. Păcat, păcat că Dumnezeu ne dă de tăte, dar nu ne le bagă și în gură.